Bun regăsit! Alături de mine se află din nou Ana Mihalache, geolog și cristaloterapeut. Bună seara, Ana! Bună seara! Îți mulțumesc că ai venit și aș vrea să discutăm în seara aceasta despre cristaloterapia pe înțelesul tuturor. Pentru toți! Pentru că această ramură terapeutică alternativă este la îndemâna tuturor, dar prea puțini știu că au posibilitatea să folosească minunatele cristale și singuri, fără a fi nevoie de o pregătire extraordinară, de un curs de specializare și așa mai departe. Pentru început aș vrea să te întreb care sunt etapele pornind de la alegerea unui cristal până la folosirea lui. Omul ce trebuie să facă? Deci, în primul rând, se duce și alege un cristal. Exact. Întotdeauna când cumpărăm un cristal, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că este natural și de bună calitate, să nu fie spart, în primul rând. Contează foarte mult. Dacă optăm pentru un cristal care nu este atât de perfect, ar fi bine să facă parte din grupa pietrelor rulate, adică puțin șlefuite, cum sunt sferele sau plăcuțele acestea de cristaloterapie. Să spunem că după ce ne-am cumpărat un cristal și ne-am asigurat că este ok, pentru că mai sunt și cristale care nu sunt într-adevăr de cea mai bună calitate și mă refer la agatele, care cele mai multe se vând vopsite pentru că sunt foarte frumos colorate și atrag. Eu personal nu folosesc așa ceva în cristaloterapie pentru că ele sunt fierte la o temperatură ridicată în tot felul de acizi. Să spunem că omul își cumpără un cristal și un cristal de cuarț, un cristal, să spunem, natural, simplu, da? De normal, nu de cea mai bună calitate. Da, arată la cameră. Deci, acesta este un cristal normal cu un singur vârf. Bine, acesta este un lemurian, dar să spunem că este un cristal normal. Întotdeauna trebuie să vedem că are cele 6 laturi, pentru că este specific unui cristal, ca și ametistul de altfel. Ajungem cu el acasă, da? Deci l-am cumpărat, este cristalul care ne place, ne-a plăcut culoarea, ne-a plăcut forma, vedem că nu este spart, îl ducem acasă. Ce înseamnă a curăța și a purifica un cristal? Să înțeleg că sunt două noțiuni total diferite. Sunt două noțiuni total diferite. De ce spun asta și vreau să intrăm în astfel de detalii? Pentru că am fost întrebată, după ce am făcut noi prima emisiune, cum se curăță și care este metoda corectă de a curăța un cristal. Bun, am ajuns cu el acasă, luăm cristalul și îl curățăm. Cum? Îl spălăm cu apă și săpun pentru îndepărtarea amprentelor. Pentru că pe acest cristal a pus mâna foarte multă lume. Eu îl iau acasă și îl spăl când îl aduc la vânzare. Vorbesc de mine. Dar înaintea ta, dacă tu vii să cumperi cristalul, a mai pus mâna altcineva, da? Nu l-a cumpărat pentru că ăsta trebuia să ajungă la tine. Asta este altă poveste. Și atunci trebuie să îndepărtezi amprenta energetică. Amprenta energetică și fizică a cristalului, deoarece dacă eu, de exemplu, iau acest cristal cu multe amprente, vorbesc de cazul meu, da? Eu, informațional, în momentul ăsta am aura foarte scăzută, sunt foarte slăbită. Tu nu, da? Pentru că tu ai venit să-ți cumperi un cristal și nu ți-a plăcut, n-ai avut nevoie de el, deci ești ok, da? Eu mă conectez la acea amprentă și practic pot să iau din energia ta. Dar a rămas înmagazinat în acel cristal. Exact. De aceea, este bine când ajungem acasă să le spălăm cu apă și săpun. Folosesc doar o spălare simplă sau mă folosesc și de o cârpă sau burete în momentul în care curăți cristalul? O picătură de săpun sau de șampon să în fie mâini. Da, un săpun normal, nu care să conțină, eu știu, sodă sau alte minuni, pentru că am mai vorbit despre lucrul ăsta, sunt unele cristale care nu suportă acizi sau sulfat sau mai știu eu ce. Bun, deci am luat cristalul, l-am spălat, după care
așa în mânuță cum îl aveți, cristalul, deci asta a fost curățare. Da. Îl luăm pur și simplu și îl punem în mânuță, cu cealaltă mână, da, în formă de cruce, și spunem o rugăciune. Tatăl nostru, dacă suntem ortodoxi, credincioși sau dacă suntem de orice altă religie, puteți să spuneți orice altă rugăciune. Dar rugăciune să fie. Dacă nu încantați o mantră, nu știu, faceți ceva. Sau pur și simplu acoperiți-l cu lumină dacă sunteți inițiați. Dar pentru un începător, o rugăciune este mai mult decât purificatoare. Deci ăsta este felul meu de a purifica cristalele. Un al doilea aspect, dacă suntem începători, ținem degețelele puțin răsfirate, pentru că în momentul în care noi spunem acea rugăciune și informatizăm acel cristal, se creează un fluid energetic și ni se deschid și centrii energetici ai mâinilor. Ceea ce este foarte important, pentru că în momentul ăla, energia cristalului cu energia mea creează un tot. Devenim unul și același. El va ști intenția mea de acum înainte, pentru că în momentul în care eu m-am deschis către el, el știe că am nevoie de protecție sau știe că am nevoie de iubire. Vibrația lui se modelează pe vibrația mea și o aduce la un nivel la care eu pot să fac anumite lucruri. Nu este suficient să cumpărăm un cristal și să spunem gata, de astăzi sunt protejat, sunt iubit, sunt... Nu e chiar așa. Pentru că trebuie să-l respectăm în primul rând. Este un partener. Exact. Trebuie să vorbești cu el pur și simplu, să-ți spui intenția. Pentru că tu practic l-ai cumpărat cu o intenție, nu l-ai cumpărat de frumusețe. Dacă l-ai cumpărat de frumusețe, asta e, te duci, îl pui în vitrină și îl ignori. Pentru că și el te va ignora pe tine, clar. Dar în momentul în care eu îmi deschid energia, toată ființa mea către el, ca să pot să fac un lucru divin cu el, îl fac, pentru că asta mi-am propus. Bun, asta este un fel de a curăța. Un alt fel de a curăța cristalele, care se vehiculează și este foarte apreciat de majoritate, este sarea. Dar sarea nu purifică. Sarea curăță. Deci curăță energia negativă, amprenta aceea care este. Dar trebuie lăsat 7 zile. Ori eu nu am niciun interes să aștept 7 zile când pot să o fac cu apă și săpun. Corect? Corect. Și din câte mi-ai spus tu, sunt anumite cristale care nu suportă sarea. Exact. Vorbim acum despre cristalul de cuarț. Cuarțul suportă sarea, dar sarea uscată, nu soluție salină. Sarea a rămas un mit, mitul vrăjitoarelor, știi, când își făceau cerculețul de sare să nu fie atacate în timpul ceremoniilor. Dar sarea este și ea un cristal, deci sarea nu are cum să purifice. Singurul care purifică sau singura care purifică este lumina divină, da? Pe care noi o aducem. Există în noi, noi o putem chema, noi o invocăm, noi o dăruim pentru binele nostru. Se creează acea legătură între tine și cristal în momentul purificării. Exact. Da? Deci vine prima etapă, curățarea, care poate fi făcută cu apă și săpun sau sare. Da. Următoarea este purificarea. Purificarea care presupune într-adevăr deci invocarea... Deci de purificare nu scăpăm. Deci indiferent cum curățăm cristalul, purificarea rămâne aceeași pe rugăciune sau pe lumină sau pe energia divină, spuneți-i cum vreți, este aceeași. Un alt mod de a curăța este gheazma, da? Sau tămâia. Tot la fel, dați cu ardeți tămâie în formă de cruce și... Dar asta lucrează la nivel mai curând energetic. Absolut. Că fizic amprenta încă rămâne. Absolut, absolut. Oricum deci trebuie spălat. Și înainte de a-l băga în sare, tot trebuie să-l speli. Pentru că n-ai cum. Dar nu, mare atenție, sarea nu purifică. Asta am vrut să spun. Pentru că oamenii de cele mai multe ori când cumpără un cristal, se duc acasă, îl spală, îl bagă în sare și zice gata, asta e tot. Nu este tot deloc. Pentru că cristalul ăla, dacă tu nu-l ții în mână, indiferent cum l-ai ține, poate nu vrei să-l ții așa, poate vrei să-l ții așa, poți să-l ții în poziția asta, cu vârful către exterior și în mâna stângă, da? Pentru că energia ne intră prin stânga, nu iese prin dreapta.
ok, fă-o așa dacă nu-ți convine forma de cruce, da? Dar din punctul meu de vedere, același cristal trebuie să facă legătura cu ambele mâini, cu amprenta ambelor mâini. Și din punctul meu de vedere. Și aș vrea să mai punctez un aspect. Simbolul crucii este un simbol precreștin, deci prin urmare și telespectatorilor care sunt de alte religii pot folosi liniștiți acest simbol, chiar dacă nu sunt. Dar nu trebuie creștin. Să se lege neapărat că este un simbol, ci pur și simplu să le pun așa. Dar oricum cristalul are nevoie de amprenta ambelor mâini. Pentru că în momentul în care îl ții și te rogi, indiferent cum, tu te deschizi, chakrele tale se deschid, te purifici tu. Mie mi-este foarte ușor să vorbesc la nivel de cunoscător, da? Invoc lumina, mă curăț cu lumină, la-la-la și la-la-la, da? Dar un om care vede pentru prima oară un cristal, nu ai cum să-i spui invocă lumina, pentru că omul ăla nu știe. Omul ăla vine la tine să îi explici anumite lucruri. El vine pentru că are nevoie. Îi spun, ok, faci rugăciune și ți se deschid chakrele. Și mă întreabă, dar care sunt chakrele? Și atunci îi spun, omul are 7 centri energetici cu care supraviețuiește el ca suflet divin pe planetă. Scurt, când văd că nu știe nici despre acest lucru, încep să-i explic ca la copii, da? Luați cristalul, mergeți acasă, îi spuneți o rugăciune, îi spuneți tatăl nostru, păi da, dar știți că eu nu sunt ortodox, dar nu contează, îi spui o rugăciune, pentru că fiecare religie are o rugăciune a lui, a ei. Da? Sau dacă ești ateu. Sau dacă ești ateu, invocă lumina. Nu există ateu, că și ateul ăla crede până la urmă în ceva. Crede în pisica lui. Roagă-te la pisica ta dacă crezi că aia te ajută, nu? Nu e, pentru mine nu există om ateu. Mi s-a mai spus odată, am avut un client care mi-a zis, bine, și dacă nu cred și dacă sunt ateu, eu ce fac? Da, pentru că mulți confundă aspectul de manifestare religioasă cu ce, credința cu religia. Credința cu religia, exact. Aici exact. Este marea da. Confuzie. Și am spus, bine, dar nu credeți în nimic? Ba da, cred în univers. Păi asta este. În legile universale. Păi asta este până la urmă. Noi, în universul ce este? Viața însăși. Fără el n-am fi nici noi. Deci e o bucățică din noi, din el este noi, nu? Noi exact. Suntem universul. Fiecare, eu am mai spus, fiecare dintre noi este propriul lui centru de univers. Deci, n-ai cum. Bun, revenim la cristale. Tămâia, iar este un foarte bun purificator. Dar și tămâia, când ardem tămâie în casă, noi ca creștini, da? Tot rugăciune spunem și atunci. Deci, iată că tot acolo ajungem. Indiferent cum o dăm, rugăciunea este cea mai bună purificatoare pentru un cristal și necesară pentru un cristal. Bețișoarele împarfumate... Este același lucru. Este același lucru pentru că sunt făcute pe același principiu. Oricum poți, dar de rugăciune nu e necesar, deci n-ai cum, pentru că așa se energizează un cristal. În momentul în care spunem rugăciunea și am purificat cristalul, așa cum îmi place mie, din momentul ăla cristalul face parte din noi. Și putem să începem să ne facem singuri cristaloterapie. Ok, să spunem că mă doare capul, da? Mă doare capul, ce să iau? Iau un lapis lazuli. Un lapis lazuli care este, se mai numește și piatra faraonilor, da? Ea este alcătuită din calcit, cuarț, pirită și lazurit. Este cea mai bună pentru mărirea celor de-al treilea ochi. Cum spuneam, luăm cristalul, îl ținem în mâna stângă cu vârful în exterior, punem lapis lazuli pe al treilea ochi, da? Ca să exemplificăm, și spunem o rugăciune, dar în poziție de relaxare, de preferat în pat sau pe un fotoliu rezemat, da? Garantez și o să vedeți și o să vezi că îți trece luând cu mâna. În loc de lapis, se poate folosi cianit dacă durerile sunt persistente. Care este cianitul? Cel bleu. Așa. Deci e bleu cu tente cu gri? Da, este
El ca și cristal este albastru. Aici este amestecat cu mică și cuarț, pentru că este un cristal foarte fin, de cele mai multe ori friabil și, de exemplu, aceste plăcuțe sunt făcute la comandă pentru mine din cianit, pentru că nu se lucrează foarte ușor și este foarte costisitor, se pierde foarte mult material. Dar băieții s-au chinuit să-mi facă niște plăcuțe de cianit pentru că sunt foarte ușor de folosit. Ele stau și fac priză pe piele foarte ușor. Cei care doresc să achiziționeze pot găsi la tine și de vânzare? Sau... Da, sigur, da? Sigur, da. Pentru... Oricum, acum următorul eveniment care va avea loc, târgul de spiritualitate de la Body Mind Spirit, la Sala Palatului, în perioada 27 februarie 1 martie, atunci este o ocazie foarte bună ca cei interesați să te întâlnească și pot găsi toate cristalele pe care le doresc. Bun, acum aș vrea totuși să ne întoarcem un pic la momentul inițial al alegerii cristalului, pentru că vedem, au o multitudine de funcții și în funcție de dorința noastră sau de nevoia noastră, într-un fel și ele ne atrag. Spune momentul în care un om vine, cum ești tu, ai acolo o masă imensă cu fel de fel de cristale și minerale și mulți te întreabă care este cel mai bun cristal și tu le indici, alege-l pe ăla pe care te atrage. Care te, da? Atrage, da. E, aș vrea să mai lămurim, să mai punctăm încă o dată aspectul ăsta. Este foarte important, bine, dincolo de extra simțurile mele, pentru că eu am o comunicare foarte bună cu cristalele, pentru că le studiez de foarte, foarte mulți ani și efectiv le iubesc și le respect. Eu nu am aruncat niciodată niciun ciobuleț, oricât de mic ar fi fost, de la un cristal, pe lângă faptul că nu mi s-au spart. Asta este altă poveste. Și de asta recomand tuturor să-și respecte cristalul, pentru că cristalul este o ființă vie. Și asta este o altă problemă pe care aș vrea să o discutăm. Deci în momentul în care vin și își vor un cristal pentru o afecțiune, eu pot să le recomand. Dar insist ca fiecare dintre clienți, oameni, copii, adulți, orice fel de individ vine la mine la masă, îi spun: alegeți-vă singur cristalul. Pentru că în momentul în care te relaxezi, nu vii să cumperi, vreau și un cristal să mă duc acasă să mă facă bine. Așa ceva pentru mine nu există. Înseamnă că tu deja nu crezi în cristaloterapie. Există acel cristal, respect. Exact, iar cristalul ăla nu are cum să te ajute, pentru că el nu are cum să-ți recunoască vibrația dacă tu nu vrei. Dacă tu ești reticent față de el, el nu are cum să te recunoască. Este vorba de vibrație la nivel subtil, nu este vorba de un medicament sau de... De un obiect oarecare. De un obiect oarecare, exact. Și atunci îi învăț: relaxați-vă, eliberați-vă de gânduri, respirați adânc, inspirați, respirați adânc, după care uitați-vă pe masă. Este imposibil să nu-ți placă unul, indiferent că este colorat, că e negru, că e albastru, trebuie, unul te va atrage obsesiv, chiar și urât. Mi-a atras atenția odată, eram tot așa la shopping de cristale și era un cristal, vai de mama lui, acolo, amărât și urât și stătea și într-un colț. Mi-am ales eu cristalele, măi, dar mă obseda și era și o pălărie de bani. Deci vreau să-ți spun că nici în ziua de astăzi nu l-am vândut. Deci mi este atât de drag și este și ciobit. Da, interesant că uneori frumusețea și încărcătura autentică informația... este uneori mascată și de un aspect mai puțin... Exact, informația este acolo unde nu te aștepți. Pentru că dacă avem pe masă 20 de cristale, doar unul singur ne trebuie. Unul singur ne poate spune ce vrem noi. Și atunci trebuie să ne uităm și să, chiar și să le atingem, să vedem: domne, îmi place cristalul ăsta, îl iau cu mine, pot să fiu prietenul lui,
sunt în stare să-l port zi de zi cu mine, pentru că un cristal trebuie purtat cel puțin o lună, se spune 33 de zile cu tine, ca să-ți ia în totalitate amprenta. Să te recunoască. Să fie al tău forever, da? Deci trebuie să ai o dăruire vis-a-vis de cristale. Și atunci revin. Îi las. Vreau să-ți spun că nu își alege unul, își alege vreo 5, 6. Și îi spun, păi uite de ce l-ați... De zice, doamne, zice, uitați ce am ales, ce sunt cu astea? De ce le vreau eu pe astea? Că ăsta nici măcar nu-mi place. Zic, păi uite, ăsta, de exemplu, pot să vă spun că aveți probleme la rinichi. Aoleo! Zice, da, așa e, dar de unde știți? Pentru că asta este vibrația care este implementată în cristalul respectiv. Același cristal, că vorbeam de cristale, care ție ți este bun la rinichi, mie mi este bun la inimă. Pentru că noi suntem diferiți. Deci un cristal poate lucra pe mai multe organe. Absolut. Deci nu are o specializare numai pentru un anumit organ. Absolut. De asta eu insist, ca pentru cele 7 chakre care le avem, să avem mai multe pietre de aceeași culoare. Prima dată, și să ne le alegem singuri, am cele 7 chakre, da? Prima chakră, roșu. Am la roșu granat, ochi de tigru roșu, cum e ăsta, am jasp roșu, carneolul ăla mai închis, sardexul, care este pomenit și în Biblie. Sunt o grămadă de pietre. Îmi aleg mai multe. Sau îmi aleg una. Dar toate pietrele acelea, pe lângă prima chakră pe care o dezvoltă și o armonizează, ea lucrează și în afara corpului. Adică, vibrația ei, de exemplu, mă duce către organele genitale. Sau pe alt individ îl duce către sistemul osos. Sau pe alt individ o să-l vindece la ochi. De exemplu, agatul de foc, care merge pe prima chakră, este foarte bun pentru ochi. Dar mie mi-ajută la organele genitale. La fel de bun este și pentru femeile însărcinate. De asta spun că fiecare piatră știe să facă altceva. Ce știe să facă cristalul de cuarț este de a amplifica aceste energii. El este practic stăpânul tuturor, ca să spunem așa. Deci, automat, în momentul în care fac o terapie, cristalul de cuarț este elementul de bază. Absolut. Bun, aș vrea să continuăm cu detalierea funcțiilor cristalelor și după o scurtă pauză. Revenim alături de Ana Mihalache, geolog și cristaloterapeut. Discutam despre importanța terapeutică a cristalelor și că acest cristal de cuarț este elementul de bază. În orice terapie, el se folosește împreună, asociat cu alte cristale. Hai să mai exemplificăm telespectatorilor noștri. Am lămurit în prima parte pentru durerea de cap. Ai exemplificat două dintre aceste cristale care pot fi folosite pentru alte afecțiuni. Să luăm ca exemplu iubirea. Da, pentru că uneori și chakra iubirii este blocată. Influențează, da? Inima, da, și de cele mai multe ori ce ne supără cel mai tare este tensiunea arterială, da? Care ori este prea mică, ori este prea mare și atunci ne dă bătăi de cap. Pentru tensiunea arterială, cel mai bun este malachitul. Malachitul este acel mineral verde intens, foarte frumos colorat. Da, o să te las pe tine să-l arăți spectatorilor. Deci este absolut superb. Așa este, arată el în culorile lui naturale, deci nu este vopsit, nu este tratat. Da. Și la fel de bine cum merge acest mineral pe inimă, pe anahata, la fel de bine merge și pe rinichi. Exact ce spuneam mai devreme, că vibrațiile unui mineral sunt foarte complexe. De aceea nu trebuie să ne fie frică
când ne cumpărăm un mineral, aoleo, dar dacă toate mineralele știu să fac același lucru, eu ce mai îmi cumpăr? Nu este deloc adevărat. De ce? Pentru că mai devreme spuneam că noi trebuie să ne alegem mineralul. Și dacă nouă ne-a plăcut malachitul și avem tensiunea mare, înseamnă că malachitul este bun pentru noi. Și atunci mergem acasă, luăm bagheta noastră de cuarț, cu care cuarțul ne cunoaște deja foarte bine, spălăm și purificăm și acest cristal, deci de fiecare dată când ajungem cu el acasă. Și purificat. Exact. Cu cristalul care deja știe că eu am nevoie să-mi reglez tensiunea, în aceeași poziție cu malachitul direct pe anahata. Deci pe chakra inimii. Pe chakra inimii, pentru cei care nu cunosc. Ea este poziționată central, dar în dreptul inimii. Exact, în dreptul inimii, da. Și 10 minute de meditație în fiecare zi. Deci 10 minute de meditație, timp în care noi stăm cu noi. Cei care nu sunt familiarizați cu termenul de meditație sau nu știu să facă o meditație, care este oricum foarte simplă. Este foarte simplă, este o rugăciune. Exact. Pot spune o rugăciune și în același timp să nu se mai gândească la treburile care îl frământă, că nu a făcut mâncare, luăm cazul unei femei, da? Că nu a făcut mâncare, că copilul nu s-a dus la școală, că nu este îmbrăcat cum trebuie. Să stea singură, ea cu ea. Să-și aloce acel timp pentru 10 minute din 24 de ore, 10 minute în care stai tu singur cu o rugăciune și cu un cristal, este extraordinar. Pentru că devii alt om, te respecti pe tine în primul rând. Și aici intrăm iar în alte povești. Cu respectul de sine, da? Respectul de sine, tu dacă vrei și ești o ființă de iubire și vrei să dăruiești celor din jurul tău iubire, să-i ajuți, să-i susții, în primul rând, tu trebuie să fii atât de încărcată și echilibrată ca să poți oferi la rândul tău iubire. Exact cum spuneam mai devreme, asta este o cristaloterapie pe care și-o poate face oricine acasă. Indiferent de convingeri. Nevoie, exact, nu ai nevoie de niciun cristaloterapeut, nu ai nevoie de un medic, nu ai nevoie de un duhovnic, nu ai nevoie de nimeni decât de tine. Este cu totul o altă ramură. Altă ramură, exact. În cazul în care suntem, Doamne ferește, foarte bolnav, foarte abătut și ai nevoie de toate lucrurile astea, te duci la un specialist, pentru că el într-adevăr te poate scoate, te poate ridica puțin până ca tu să te vezi pe tine. Dar tot tu cu tine trebuie să stai până la urmă, pentru că tu ești cel care trebuie să-ți rezolvi problemele. Nu poți să apelezi tot timpul la cineva. Da, sunt situații în care nu ai la îndemână nici un preot, nici un medic. Iar cristaloterapia sau toate terapiile astea alternative, cum sunt și cu uleiurile și cu terapia... Cromoterapia, care și aici, uitați-vă, deci este o cromoterapie fantastică, da? Pentru că ele se îngemânează oarecum, datorită culorilor variate, exact, ale cristalelor. Dar nu ai cum să nu-ți placă un astfel de mineral. Nu ai ce defect, sau lapis lazuli, sau jadu, sau pirita, care una, două, îți clipesc ochii la ea. Da, chiar, aș vrea, uite, să discutăm un pic și despre pirita, pentru că... Îmi spuneai înainte de a începe această emisiune despre o funcție a piritei și pentru cei care doresc putem exemplifica, avem aici pirită, da? Acest glob extraordinar de pirită pe cristalul din pirită. Se află deasupra și pirită în formă brută. Spune și telespectatorilor ce face pirita. Pirita ne ferește de energiile negative, de atacurile energetice negative. Bun, și cum o utilizăm? La fel, după ce o curățăm și o purificăm, insist, toate, absolut toate cristalele, la început trebuiesc curățate și purificate. Absolut toate, chiar și turmalina. Chiar și pirita și turmalina, am spus că merg pe energiile turmalina negative. Care este? Sunt cristalele acelea negre, micuțe. Da. Uite, poftim. Da. Deci acesta este un cristal mic de turmalină, neagră, care merge foarte bine pe
energiile negative aproape de orice fel. Uite acum se... Inclusiv magnetice, electromagnetice și așa mai departe, telurice și... Dar are aspectul asemănător a unui filon, mini filon de cărbune. Seamănă foarte mult cu cărbunele, dar nu are nicio legătură cu cărbunele. Bun, da. Are, se vede și aspectul, este lucios, da. Nu este mat. Este un silicat de aluminiu. Așa, și să revenim deci la pirită. Da. Pirita. Pirita este foarte bună pentru casă. De ce? Pentru că pe lângă înlăturarea energiilor negative ne aduce și prosperitate. Acea liniște și împăcare de care eu cred că are nevoie toată lumea. Armonizarea. Armonizare, da. De ce spun, apropo că ai spus armonizare, că sunt atâtea informații și atâtea lucruri de spus că sărim dintr-una într-alta. Ce vezi pe masă sunt mici mandale, da? Sau mici rețele pe care le poate crea oricine în casa lui. La pirită, deci aici, cum este aceea și cum am vorbit în emisiunea de data trecută, dacă ți-aduce aminte, la calcite, da, despre înlăturarea energiilor negative și armonizarea corpului, acolo este am făcut o mică mandală așa de frumusețe. Da, deci să exemplificăm, aranjamentul este, reprezintă o mandală. Da. Și chiar aș vrea să spui ce face această mandală. Mandalele sunt niște rețele în formă de floare. Este vorba de floarea de lotus, care practic reprezintă și chakrele noastre. Este un joc în care se creează un joc în care noi ne punem intenția în cristal, iar acela acționează pentru noi. Când eu am luat, de exemplu, acel glob de pirită, da, care seamănă foarte mult cu aurul. Da. Și am pus cele patru calcite, m-am gândit, deci am pus intenția. Deci îl programez. Sau programul, pentru că cei mai mulți nu știu ce înseamnă un program. Deci programul este intenția, algoritmul pe care îl spui e același lucru, da? Să protejeze această cameră și să mă țină pe mine în armonie. De ce? Pentru că am spus data trecută, calcitul armonizează cele trei corpuri, da? Spiritual, fizic și mental. În momentul în care pirita degajă acea energie care să mă protejeze de tot ce este rău, vine energia calcitei care este împinsă de pirită către mine și atunci eu mă simt bine. Mă simt calmă și chiar sunt calmă. Prea calmă. Așa. De ce? Pentru că globul de pirită și toate globurile acestea pe care le vedeți emană energia în mod egal peste tot. De aceea sunt făcute aceste sfere, da. Deci fora sferică este tocmai pentru a degaja în mod uniform energia peste tot, da. Cuarțurile sunt ca niște baghete, da? Pentru că așa sunt ele create. Și atunci cu ele pot arăta. Asta e forma naturală. Asta este un cristal în formă naturală, este un cristal absolut superb, de o claritate exagerată. Extraordinar este. Da, deci nu este atins de mâna omului, nu este lucrat, nu este tăiat, doar da. Mama natură l-a creat. Uitați cât de limpede este, da. Mai rar și întâlnești astfel de cristale. Foarte rar, foarte rar. Da. Oricum la tine oamenii pot găsi cristale foarte rare și deosebite, pentru că tu ai grijă să le alegi nu numai cu ochiul tău de geolog, dar și cu sufletul. Dar le iubesc foarte mult și am un respect deosebit pentru ele. Acestea, că de asta spuneam că sunt în formă de baghetă, putem direcționa. Da? Dacă suntem acasă și vrem să ne ajutăm copilul sau soțul sau cățelușul nostru de companie, atenție, el este curățat și purificat înainte, da? Da. Îl luăm frumos cu vârful în jos și ne ducem pe toate chakrele în sensul invers al celor de ceasornic, deci anti-orar. Așa. Pentru a și curățăm și încărcăm câmpurile noastre energetice. Da?
Deci mandala care conține pirită în interior, așa cum avem și aici pe masă, poate, energia acestei mandale poate fi direcționată și către o persoană care suferă în momentul respectiv un anumit dezechilibru în casă. Ai putea să ne exemplifici cum se face direcționarea unei mandale pe care o am în casă către o anumită persoană? Dacă ea este făcută pentru casă, ea va acționa asupra tuturor persoanelor care intră în acea casă. Dacă este făcută pentru sănătate, cum să spunem că o luăm exemplu pirita. Pirita automat îmi va mări mie protecția. De ce? Pentru că pirita merge foarte bine pe chakra a treia, deci pe chakra protecției și mărește câmpul auric. În general, dacă avem protecția mărită, nimic nu ne mai poate ataca. Deci în situațiile atacurilor energetice se poate folosi pirita cu încredere, da? Da, 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 cu mare încredere. Și persoana respectivă care are suspiciunea că este ținta unui astfel de atac folosește această mandală, da? Și se gândește permanent că va fi protejat. Bagheta poate fi direcționată către locul în care stă persoana respectivă, de obicei patul lui sau camera, în momentul în care așezăm această mandală într-o zonă a casei. Mandalele și rețelele. Da. Pentru că rețelele sunt făcute cu mai multe cuarțuri, de exemplu, cum sunt acestea, de care o să vorbim altă dată, pentru că este foarte mult de povestit. Deci cuarțurile albe. Da, cuarțurile albe. Sau nu neapărat. Deci dacă folosim o rețea pentru sănătate, să spunem, luăm și facem o rețea din 7 cristale pe care le punem la birou, din 7 sodalite, 7 lapiși, 7, dar să fie cu o cifră magică. Mandalele sunt, au formă de floare. Au un cristal central. Un cristal central, după care imaginația și cum simte și persoana respectivă. Ce simte exact persoana respectivă și ce cristale are în casă, începe și desenează acea floare. Poate fi făcută, petalele pot fi din cristale diferite, din minerale diferite? Categoric, categoric. Deci nu trebuie să fie de același fel. Uite, de exemplu, la cea neagră. Aici? Da, acolo. Ce poate să facă acea mandală? Mandală, da. În centru avem obsidian negru. Da. Obsidianul vindecă traumele, dar mai mult frica. Deci el scoate tot ce este rău din noi ca să ne cunoaștem și să ne modificăm. Turmalina. Care se află? Care se află în jurul ei. Aceasta? Da. Turmalina nu mai lasă alte influențe de atacuri, pentru că eu deja vreau să mă cunosc pe mine. Înțelegi? Eu deja mi-am pus intenția în obsidianul acela că am nevoie de schimbare și am nevoie de schimbare pozitivă. Da? Malachitul, cel verde. Cel verde. Da. În timp ce obsidianul lucrează asupra mea, el îmi protejează inima, pentru că cea mai suferindă dintre toate organele. Din toate organele noastre este inima. Putem pune într-o rețea, într-o mandală din aceasta, putem pune diverse minerale, dar cu intenția de a face ceva. Nu este suficient să punem două, trei pietre și să spunem gata, asta face pentru mine lucrul ăsta. Este bine ca omul să știe minimum despre pietre, minimum foarte puține informații. Și ca să poată să învețe cât mai ușor, trebuie să învețe cele 7 chakre și cele 7 culori. Pentru că dacă organele mele genitale sunt în partea de jos a corpului, automat de ele se va lucra chakra a doua, culoarea portocalie. Și mineralele vor avea culorile specifice. Exact. Și atunci este foarte ușor să-ți creezi ceva cu o intenție
Pentru că dacă aici avem citrin și ochi de tigru roșu, acesta va acționa pe cele două chakre ale mele. Da? Da. Dar el nu a fost făcut pentru sănătate. El a fost făcut pentru protecție și prosperitate, ce vrea toată lumea. Pentru că citrinul aduce prosperitate, iar ochiul de tigru este protecție. Dar în același timp el va lucra și pe sănătatea mea. Pentru că eu nu pot să fiu să mă simt ok atâta timp cât mă gândesc la bani și mi-este frică, deci am nevoie de protecție. Pentru că dacă eu mi-am pus aceste două pietre aici, automat am nevoie de protecție. Deci cu mine este ceva în neregulă, mie mi-este frică. Și iar ajungem la frica aia de care vorbeam. Atâta timp cât îmi este frică, nu pot să fac nimic bun. Și atunci, ca să mă scap de frică, începem cu un obsidian negru, scoatem afară tot ce este rău în noi, să ne pregătim pentru iubirea necondiționată. Și acum ajungem la rodocrozit. Este extraordinar de frumos, are acest aspect roz. Frumos, exact ca și culoarea, uitați. Acela este cuarțul roz. Acesta este cuarț roz. Renumit pentru iubire, iar lângă, da, iar aici avem cunzit, care este piatra iubirii necondiționate, de care îți spuneam eu data trecută. Da? Da. Și iată cât de mult seamănă cu un cristal de cuarț alb. Da. El este foarte ușor rozaliu. Da, aici chiar ai nevoie de un cunoscător sau să chiar să fii interesat să studiezi aceste mici detalii, că eu, de exemplu, dacă aș fi un necunoscător, aș spune, dom'le, ăla este un cuarț alb. Care este, chiar, uite, aș vrea să exemplificăm un aspect. Vedem cum arată. Da. Un cuarț și un, deci, spuneam clar, cuarțul are acele șase fețe, da? Da, iar ăsta nu are decât patru. Da. Iar aceasta este doar o baghetă dreptunghiulară, da? Cu da. Patru fețe și fără vârf. Da? Da. Bun. Și revenind la funcția pe care o face... Rodocrozitul. Exact. Rodocrozitul care este piatra iubirii. De asta spun că spuneam mai devreme că poți crea mandale cu toate pietrele pe care le ai. Și cu cât ai mai multe pietre, cu atât mandala este mai reușită. Ce am făcut noi aici repede este doar o exemplificare. Ele pot continua cu foarte multe petale, ne putem întinde pe o masă, putem să acoperim, putem să facem mandale din toate culorile chakrelor, putem să ne creăm o sănătate în casă. De fapt, când spun sănătate, mă refer la acea vibrație subtilă pe care noi nu o vedem și nu o percepem decât atunci când ajungem la ananghie, da? Când suntem deja bolnavi și triști. Ceea ce nu este deloc așa. Ar trebui ca fiecare dintre noi să aibă un cristal în casă, să ne protejăm de toate aceste atacuri și forme de energie negativă ca să nu ajungem să ne îmbolnăvim. Pentru că deja atunci când suntem bolnavi, este mai greu să te vindeci atât de repede. Pentru că dacă vindecăm corpul fizic fără să ne ocupăm de cel eteric, nu am făcut nimic, boala rămâne. Deci ne vindecăm acum, pentru moment, dar peste 2-3 luni ne îmbolnăvim din nou fără să ne dăm seama de ce. Deci trebuie tratat corpul energetic. Și trebuie menținut curat corpul energetic ca să deci nu ajungem mult mai la boala bine, fizică. E mult mai ușor întâi să previi decât să stai să exact, reechilibrezi, da, 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 să vindeci. Deci rodocrozitul spuneai că are acțiunea asupra inimii. Da, liniștește inima și te face să înțelegi anumite lucruri. Pentru că dacă tu suferi din iubire, te face să înțelegi că suferința aia este necesară pentru a te dezvolta și pentru a crește spiritual.
Cum nimic în viață nu este întâmplător, totul da. Există într-o sincronizare divină perfectă. Trebuie să înțelegi că în momentul în care suferi de acea inimă frântă, folosești rodocrozitul și îți mai alină din durerea pe care o resimți. Aș vrea să discutăm despre cristale și după scurtă pauză. Revenim din nou în studio și aș vrea să te întreb care este diferența între o mandală și o rețea? Există o diferență între cele două? Mandalele sunt create pentru armonie și sănătate. Deci mandalele, exact cum am spus în partea a doua, da. Sunt în forma unei flori, aranjament da. În flora. Iar rețelele sunt la fel, deci au același scop, se folosesc în schimb mai multe cristale și au forme geometrice. Desenăm cu ele forme geometrice. Ah, o pentagramă, un cerc, o stea, pentru că nu poți crea flori cu ele. Sunt mai, cum să spun, mai robuste, da? De exemplu, asta de aici ce am creat noi pe masă, din mijloc, este o rețea. Pe lateral sunt mandale. Deci chiar dacă se poate ele arăta, au același pe scop. Centrul mesei, pornind din față către spate, avem aici o rețea. Bun. Da, și te poți juca cu ele cum vrei, în funcție de necesitățile fiecăruia. Poți pur și simplu să nu faci nimic și să le ții într-un bol, dar să le iubești și să le respecti și să ai pietrele care îți trebuiesc ție. Rețeaua ce face? Rețeaua amplifică, de obicei. Va avea un cuarț, să zicem, maestru, sau da, un mineral maestru, putem pune o sferă. Da. Da? Deci un cristal de o formă mai mare. Central, la fel central. Ca și la mandale, da. Iar pe lângă ele, cuarțuri care să direcționeze în mod specific energia lui în toată casa sau în tot cabinetul sau poți să-ți creezi o rețea chiar pe piept. Și o mică mandală se folosesc, da? Deci îmi pun pe anahata malachit pe chakra inimii și îmi pun patru cuarțuri ca să-mi fluidizeze circulația. Da? Deci contează foarte mult intenția, algoritmul, programul pe care îl pui în acel mineral, pentru că mineralul, din momentul curățării și din momentul purificării, el te ascultă. El îți mărește intenția, el îți mărește acea vibrație pe care tu o dorești. În momentul ăla devii responsabil pentru ceea ce gândești, absolut. Devii mult mai responsabil și mai atent ca atenție ceea ce crezi, creezi dar și prin urmare... Dar devii responsabil și pentru ceilalți, pentru cum îi lucrezi pe ceilalți. Pentru că nu... Cristaloterapia nu este chiar atât de simplă. Este simplă, este frumoasă dacă o faci cu dragoste și dacă crezi în ele, dar dacă nu crezi în ele și o faci doar de dragul de a-l ajuta pe celălalt, hai lasă că-ți fac cristaloterapie, că am auzit că e bună. Nu i-ai făcut nimic, crede-mă. Totul se bazează pe credință și chiar în partea a doua a emisiunii ai discutat și ai pus accentul pe eliminarea fricilor. Cele două sentimente stau la baza întregului univers. Absolut. Frica și dragostea. Absolut. Nu pot coexista. Pentru a crea ceva, trebuie să fie la bază acel sentiment de iubire, de dragoste. În momentul în care tu ai credință, automat frica la un moment dat dispare. Și discutam și în emisiunile trecute și am tot exemplificat și în deplasările pe care le facem. Am observat că sunt frici care au dispărut pe măsură ce credința mea sau crezul meu a devenit mult mai puternic. Da? Pentru că Dumnezeu este iubire. Da. Și tot venind în zona cristalelor, știu că ai adus cu tine un cristal deosebit, chiar de aici, din România, și este oarecum unic, am putea spune. Da, este foarte rar pentru că este acel cristal, se numește cristal laser. Pentru țara noastră, pentru țara noastră și pentru mineralele care se găsesc, este foarte mare acest cristal și laser.
Deci aceste cristale se folosesc în chirurgia de lumină, da? Deci în chirurgiile energetice. Cunoscătorii știu despre ce vorbesc. În mod normal, care este dimensiunea unui cristal? Că aici văd că... Da, este foarte mic, cam asta ar fi... Deci cum vedem aici, da, cel lipit în... Cel atașat, da. Atașat. Atașat de el. Cam aia este forma... Da. Și atașarea spune câteva cuvinte că a vrut și el să imite o mică cruce. Exact. Da, este foarte frumos și foarte clar. Și unicitatea este datorită mărimii foarte mari. Mărimii și clarității, da. Deci dacă în mod normal găsim cristale de dimensiunea celui atașat, atât, da, de micuțe, iată că aici avem unul, da, foarte și mare. Și sunt foarte, foarte rare. Mai ales că acum intrăm în aceeași discuție, la noi nu se mai extrag. Deci spuneai că aceste baghete se folosesc în chirurgie energetică. Da. Poți să detaliezi un pic ce presupune această chirurgie energetică? Chirurgia energetică este făcută în primul rând de specialiști, sau dacă vrem să ne apucăm să facem chirurgie, trebuie să cunoaștem câteva detalii mai profunde. Pentru că sunt locuri în care poți pătrunde până la nivel atomic și atunci poți curăța pe organ tumori. Deci poți să faci și la nivel informațional foarte multe lucruri. Dar pentru început și pentru ce am vrut eu să exemplific astăzi, a fost curățarea și purificarea și jocul cu cristalele, care eu zic că ajută foarte mult în casă. E bine să ne învățăm copiii să se joace cu astfel de cristale. E bine să ne educăm copiii ca atunci când merg la un târg de cristale să nu pună mâna pe cuarțuri care au mai fost amprentate. Pentru că exact ce spuneam mai devreme, copiii sunt foarte puri și sunt foarte frumoși și aura lor este foarte mare. Iar noi, ăștia mai adulți, ar trebui să nu atentăm la fructul proaspăt al energiei. Dar vezi, părinții copilul, nu știu, da. Copilul e atras de culoare, exact, și tendința, exact, lui este de a atinge, pentru că și el simte chemarea, da, exact, din interior, chemarea acelui cristal și tendința lui este de a atinge, deci, acel cristal. Am văzut copii care au pus mâna pe cristale și am urmărit lucrul acesta, nici nu au apucat să iasă bine din expoziție și au început să plângă, pentru că se simt foarte obosiți. Deci ei obosesc tocmai pentru că au preluat din atingerea, din amprenta energetică a celor care, da, au atins înainte acele cristale. Da. E bine de cunoscut acest aspect. Pe masă ai mai, da, adus o geodă. Da, aceea este o geodă de cuarț. Este o bulă de gaz. Și în interior ai făcut un aranjament foarte frumos cu niște baghete. Sunt baghetele care se folosesc în terapie. Sunt cele trei baghete de cuarț, cuarț alb, cuarț fumuriu și cuarț roz. Și cuarț roz. Da, cu care putem să armonizăm chakrele și corpul auric al nostru. Da? Deci putem, și orice începător poate să facă lucrul ăsta cu o baghetă de cuarț, pentru că în momentul în care treci cu o baghetă de cuarț curățată și purificată și cu intenție, ea îți curăță tot ce ai negativ pe tine. Dar mare atenție, ce nu am spus și îmi pare rău și vreau să menționez acum, este că după fiecare lucru cu cristale, dar după fiecare, ele trebuie curățate și purificate. Deci înainte de a le așeza la loc, da? Da. Le curățăm din nou și le purificăm, exact, și apoi le lăsăm acolo. Exact. Să spunem că astăzi ne-am tratat sau am făcut o meditație pentru inimă. Da? Astăzi avem o stare. A doua zi avem altă stare. A treia zi avem altă stare. De aceea ele trebuie informatizate de fiecare dată cu noua noastră stare, pentru că la un moment dat vindecarea vine cu timpul. Și este foarte important ca noi să ne mulăm după vibrația mineralului. Dar în momentul în care încep terapia, bun,
Am înțeles prima fază de când îl cumpăr, îl curăț, îl purific. Dar de câte ori vreau să încep o terapie asupra mea, iau din nou cristalul, îl curăț, îl purific și apoi îl folosesc. Da. La final, de asemenea, îl curăț, îl purific și îl așez în exact. Locul destinat lui. Exact. Deci trebuie făcut ca un ritual. Deci este ca un respect adus acelei forme de energie. Exact cum iei o farfurie, o curăță, o speli și o lași din nou curată. Da? Exact, exact. Da. Iarăși discutam despre geode. Spune-mi funcția geodelor. Geodele sunt foarte bune la curățare și la purificarea camerei. Dar mare atenție, cum am spus și data trecută, bioxidul de siliciu, care este cuarț, amplifică. Cuarțul alb amplifică, cuarțul fumuriu amplifică, cuarțul roz amplifică, citrinul amplifică. De aceea trebuie ca în mijlocul geodei sau lângă geodă să punem o turmalină. Deci așa cum ai făcut și cum tu am făcut aici, acolo, da. Este acel punct negru, se poate vedea, da. Deci puteți... turmalina. Da? Da, uitați-l aici jos. De exemplu, acele baghete care se văd în imagine sunt curățate, le-am pus la locul lor în geodă, ele se încarcă până data viitoare, de fapt se încarcă și măresc vibrația, că ele oricum sunt încărcate, că este cuarț. Da? Nu le atacă nimic din formele energetice și nu sunt influențate de formele energetice negative, pentru că atenție mărește și formele de energie negativă, nu numai pozitivă. De aceea trebuie să fie turmalina. Și atunci ea are o intenție și un program strict pentru mărire de energie pozitivă. În locul turmalinei putem pune pirită, putem pune un trandafir de deșert, putem pune un obsidian, putem pune onyx, orice. Pentru că intenția cu care tu faci un lucru este programul de mâine sau programul de azi. Deci trebuie să știm foarte clar ceea ce facem cu ele. Și revenind în la acest aspect al alegerii cristalelor, aș vrea să te rog să ne exemplifici cum deosebim un fals cristal sau care este vândut drept cristal față de unul autentic, real. Da, într-adevăr am venit acum cu câteva cristale și am să arăt ce mă doare pe mine cel mai tare este că lumea este puțin dezinformată și se vând aceste două pietre, de exemplu. Da, chiar vă rog să se vadă la cameră. Da. Aceste două pietre se vând ca turcoaz, ceea ce nu este deloc adevărat. Deci una are nervuri negre, da, în interior. Aceasta este un magnezit vopsit, tratat, iar așa arată el în stare naturală. Deci iată ce devine bleu, da, turcoaz. Da. Așa devine în stare... Deci acesta este în natural, stare... acesta este vopsit, iar așa ar trebui să arate el în stare naturală. Deci da? Turcoazul autentic, turcoazul autentic, bate un pic spre verde. Spre verde, da, deci nu are nicio legătură. Acestea sunt peruzelele, renumitele peruzele de Arizona. Da? Da. Deci astea sunt imitații. Dedesubt este magnezitul, mineralul natural. Dar are cu totul altă funcție. Are cu totul altă funcție. Da? Deci e important să știm ce folosim. Cumpărăm. Da. Acesta este haolitul, da? Care se vede, este mult mai dur decât magnezitul. Deci e alb, seamănă un pic, să zici, cu marmura, oarecum. Da, seamănă, dar nu răsare, vedeți, pentru că magnezitul este mai moale. Toată lumea face confuzie și spune că magnezit și haolit este același lucru. Greșit, total greșit. Se vede că are o structură minerale mai dură. Diferite. Iar acesta este haolit tratat. În momentul în care este se tratat, se vinde ca turcoaz de Arizona. Da? Deci, pe care nu l-am adus acum, cer scuze, tenta, dar, da, mai bleu, mai spre albastru, da, este una contrafăcută față de un turcoaz original care exact bate în verde, de fapt. Are o nuanță spre verde. Da, și mai sunt aceste două pietre, acum îmi dau seama că erau de fapt trei, da, care se vând ca piatra soarelui. Da. Piatra lunii, nu are nicio legătură. Data viitoare am să vă aduc și eu palitul acela care
lumea se știe că este opal, dar nu are nicio legătură. Da, uite, chiar aș vrea să insistăm. În interior se află acele reflexii ca de un sclipici. Un sclipici. Ca de sidef. Da. Deci seamănă ca și cum piatra în interior avea un sidef. Da. Eu am făcut analize pe aceste două minerale pentru că ele sunt trecute în toate cărțile de specialitate pentru cristaloterapie, împreună cu cei de la Facultatea de Geologie, cu doamna Anca Luca și domnul Șecleman, domnul profesor Șecleman, și este sticlă. Deci este bioxid de siliciu, da, sticlă din nisip topit cu șpan de fier, metal. Deci sticlă combinat, da, pentru sclipici, deci acel aspect sidefat, da, practic, și ele se vând ca drept piatra soarelui și piatra lunii. Da. Data viitoare vi le aduc pe toate trei și în variantă naturală, ca să poată să facă lumea distinție într-adevăr ce înseamnă piatra soarelui naturală și ce înseamnă piatra soarelui sintetică. Pentru că ele merg foarte bine pe luarea de decizii, ceea ce este foarte important. Nu poți să porți o sticlă și să spui că, mamă, ce șmecher sunt eu astăzi, am luat deciziile cele mai bune. Unii ar spune că nu merge. Indiferent de suport, indiferent de obiect sau de simbolul pe care tu îl creezi sau îl porți, poți să-l informatizezi cu intenția ta, chiar dacă el n-ar fi cel original sau cel pe categoric care... Categoric că poți. Poți și o bucată de pânză, poți și o felie de pâine. Deci dacă tu crezi că alea este autentic, da, și el funcționează ca tare, e posibil să... chiar să reușești e posibil chiar să funcționeze pentru tine ca o piatră originală? Dar știi că am pățit de foarte multe ori și nu numai o dată, când au venit doamne la mine să-mi spună că vrea piatra soarelui să completeze, eu știu, la seturile de bijuterii, pentru că și bijuteriile au același efect terapeutic ca și cristalele, deci sunt foarte bune de purtat. Și spunea că vrea ceva să completeze la piatra soarelui, că i-a ajutat și zic, doamnă, nu am piatra soarelui, că zic, dar am piatra soarelui naturală, dacă vreți. Păi nu, că și a mea e naturală. Zic, doamnă, cu părere de rău, vă spun că nu este naturală. Și zice, tata, știți că pe mine m-a ajutat foarte mult. Zic, v-a ajutat pentru că ați iubit-o și pentru că ați respectat-o și pentru că, într-adevăr, este bioxid de siliciu. Dar ea nu are cum să-și facă treaba în locul unui mineral natural, pentru că ăla are vibrația aia de care vorbeam. Are informația primordială. Exact, de la bază, pe care unul sintetic nu are, indiferent cât am informatizat-o noi. Deci, iată, nu are cum. Are un efect oarecare, putem spune. Deci, autosugestia. Chiar, da, e autosugestia. Și automat el poate funcționa. Dar așa te poți atare. Descoperi cât ești de bun, pentru că autosugestia, dacă știm să o stăpânim, înseamnă că suntem foarte buni, nu buni. Dacă reușim fals să creeze obiect natural. Da. Da. Acum, aș vrea să te mai întreb. În momentul în care folosim toate aceste cristale, clar, automat trebuie să fii foarte atent la ceea ce îți dorești. Există un termen ca timp, o perioadă în care poți spune că vezi efectele, ele se produc spontan? Da, sau se în pot timp? Produce și spontan și în timp. Spontan se produc atunci când deja ai învățat anumite lecții de la viață și știi că nimic nu se întâmplă întâmplător. În momentul în care conștientizezi asta și ai o credință a ta că lucrurile se pot schimba doar datorită ție, atunci lucrurile demarează foarte rapid. Când ești sceptic și începi și spui, o încerc și pe asta ca să nu zici că n-am, să nu zic că n-am făcut-o, mineralul te ajută oricum, pentru că vorbim de vibrații la nivel subtil. Și de asta spun, dacă tot cumpărați o piatră, măcar cumpărați-o pe aia naturală. Pentru că chiar și uitat acolo în colțul casei, ea tot emite, pentru că ea tot intri în câmpul ei și la nivel informațional, subtil, prinzi vibrația aia și îți mai dă câte un gând așa de zici, aolo, dar trebuia să fac chestia aia. Da? Deci mineralul ăla tot te avertizează.
Și atunci e de lungă durată, până vezi, până ți înveți lecțiile, că dacă nu ți le-ai învățat, n-ai cum să rezolvi lucrurile. Uite, simțim vibrația calcitului, acum mi-am adus aminte de frumoasa peșteră cu cristale, care este de fapt din calcite. Da, da. Este extraordinară, noi acolo să mai ajungem în iulie anul acesta și mă rog, o să tot revenim în acele locuri extraordinare. Am văzut, deci această peșteră este creată în interiorul pământului și a fost descoperită în mod cu totul întâmplător. Acolo se extrage bauxită, deci în cadrul minei de bauxită, în momentul în care s-a detonat un perete, a fost descoperită această peșteră cu cristale. Și văzând geoda de aici, chiar mi-am adus aminte de formă, practic. E o cavitate, imaginați-vă așa, o cavitate exact cum este această geodă, ea a fost spartă pentru a-i vedea frumusețea din interior. Imaginați-vă în interiorul pământului un pântec plin de astfel de cristale. Cu atât mai mult cristale. Că acele cristale stau într-un depozit de bauxită, care și bauxita este de fapt lemn fosil. Și iar ajungem în alt domeniu. Și energia de acolo este practic vibrează pe curățare și purificare. Da, acolo când am intrat, chiar am rezonat cu o entitate veghetoare a acelei peșteri extraordinare. O entitate pe care mi-a descris-o și mi-a spus că am mai întâlnit-o și o altă persoană care a pătruns adânc în galerii. Când am descris cum am văzut reprezentarea acelei entități, mi-a spus că da, într-adevăr, ăla este paznicul peșterii. Apoi, stând într-o stare de meditație un pic într-una dintre galerii, am simțit că acolo parcă ar fi ca o inimă și zice, da, uite, și alte grupuri care au venit aici, unii și cu capacități extrasenzoriale, au spus că, într-adevăr, aceasta este inima. Și spun că sunt experiențe care nu pot fi întotdeauna descrise în cuvinte. Nu, nu. Și trebuie înțeles că Dumnezeu, Creatorul, transmite acele informații de care noi avem nevoie, nu neapărat prin cuvinte. Mulți se bazează pe teorie, pe dacă nu văd ei documentat științific, dar uită că de fapt adevărata cunoaștere este prin propria experiență. Și dacă stai să te uiți și să analizezi, toți prietenii, toată familia, toate cunoștințele trec prin aceleași experiențe. Chiar dacă eu învăț de la tine, să spunem că nu e bine să, nu știu, să dau un exemplu așa, nu e bine să-și cerți copilul, da, astăzi. Eu mă duc acasă și mi-l cer pe al meu fără să vreau, ca să pot să-mi dau seama că nu este bine. Să trăiesc suferința aia prin ochii copilului când suferă. Bine, nu este un exemplu tocmai potrivit. Dar până nu simți tu cu inimioara ta, nu ai cum să înțelegi lucrurile astea. Eu am sfidat puțin natura, pentru că mie îmi place să învăț prin trăirile altora. Știi? Și îmi place să adun informațiile astea. Dar tu ai această putere de a empatiza foarte bine cu oamenii și cu mineralele și iată că darul tău se reflectă și noi suntem beneficiarii darului exact. Tău, tu le împărtășești la rândul tău. De asta am și acceptat să vin să vorbesc, pentru că mie mi-este foarte greu să vorbesc așa pentru un public larg, dar am venit tocmai pentru a nu mai exista confuzii și pentru ca omul să înțeleagă că el poate să facă orice cu viața lui și mai ales lucruri bune. Dumnezeu ne-a dat totul. Nu este neapărat nevoie să cumperi cristale, poți să te duci pe munte, poți să te duci într-un râu să-ți iei câteva pietre. Nu cred că există om de pe planetă care n-a adunat pietre din râu. Nu cred, pentru că ești atras de ele. Și ele sunt informatizate, gata curățate și ales, purificate. Apropo, un alt mod de a curăța cristalele eficient este de a fi lăsate în râu. Da.
Eu îți mulțumesc că ai venit. Pentru cei interesați de cristaloterapie și doresc să te întâlnească, să comunice cu tine, te pot întâlni la festivalul Body Mind Spirit din perioada 27 februarie 1 martie de la Sala Palatului, unde intrarea este liberă. De asemenea, și pe mine mă puteți întâlni în cadrul acestui festival. Toate cele bune vă doresc și rețineți, schimbă-te pe tine și lumea se va schimba. O seară bună!